În cadrul manifestărilor zilelor municipiului Câmpulung, la Muzeul Municipal a fost organizată o expoziție de pictură cu tema Personalități câmpulungeni. A organizat această expoziție cu lucrări din colecția muzeului, în care încearcă să prezinte portretele de bărbat ale unor autori, am spus noi, care au avut tangență cu orașul, care sunt câmpulungeni sau care au lucrat, au pictat și s-au remarcat în Câmpulung. Are și un caracter istoric această expoziție, pentru că unele dintre portretele care sunt expuse sunt personalități câmpulungene, care au activat și politic și artistic de-a lungul timpului. Aflată la cea de-a doua ediție, expoziția aduna portrete ale unor importanți câmpulungeni care au marcat viața culturală a zonei de Mușcel, precum Constantin Baraschi sau Istrate Micescu. Aș începe cu primul tablou de acolo, care este a unui pictor câmpulungean, Iacovache Constantinescu, și care reprezintă pe doctorul Jugureanu, un mare doctor din Câmpulung care a participat la războiul de independență din 1877-78 și care a activat în orașul Câmpulung și a pus bazele serviciului sanitar și medical din oraș, printre primii. Apoi avem aici un portret făcut de G. de Mirea, pictor câmpulungean și el, a unei alte personalități câmpulungene, fost prefect mult timp la rând, Istrate Micescu, și cu o foarte mare influență în dezvoltarea orașului în perioada interbelică, deci după primul război mondial. Urmează o lucrare deosebită, de fapt și foarte rară, în istoria artei românești. Este un autoportret al lui academicianului Constantin Baraschi, câmpulungean și el. Și de ce spun că este foarte rară? Pentru că el a fost sculptor, deci el s-a manifestat în sculptură, dar într-o anumită perioadă a vieții, fiind bolnav și nemai putând să facă sculptură, a pictat și acest autoportret, care este extrem de bine realizat și foarte, foarte frumos, foarte bine redat. Nu știu, este părerea mea, tot ce vă spun, dumneavoastră puteți să analizați mai bine. Rudă cu G. de Mirea a fost un alt pictor din istoria noastră, și anume Isachie. El era moldovean, dar căsătorit cu o soră a lui G. de Mirea, și despre care avem noi multe tablouri în muzeu, fiind un pictor extrem de bine situat în perioada interbelică și chiar după al doilea război mondial. Și un alt pictor care a locuit în Câmpulung, despre care se știe mai puțin, cei care activează în domeniu știu mai multe pentru că au și cunoscut-o, o pictoriță mititică așa la înălțime, dar mare la ca valoare, Delighioz, care locuia în Câmpulung, undeva pe lângă strada Minerului, pe acolo, și care soțul ei a fost arhitect, care a și proiectat clădirea în care au locuit ei și pe care au vândut-o după aia, ca să vă spun, să vă fac o legătură, doctorului Marinescu, care era orelist și care o dețin și acum. Și aici este acest arhitect, soțul lui Delighioz, portretul lui, pictat de soția sa. El era, din câte știu eu, sas, era ardelean, un arhitect foarte bun și foarte apreciat. În rest, personalități câmpulungene, vedeți, Nanu Mușel și alte personalități câmpulungene, pictate tot de pictorii interbelici, sau în cealaltă parte a sălii, sunt autori care, chiar dacă nu sunt câmpulungeni, au lucrat în Câmpulung, veneau vara, lucrau în Câmpulung și au prezentat aceste tablouri la diverse saloane și la expoziții organizate în grup sau personale în București, și au fost foarte apreciate.